mai multe persoane interesate, pentru că acum este foarte important să-și exprime opiniile, pozițiile, atitudinile, în așa fel încât pe parcursul execuției bugetare să nu avem controverse și să spună cineva că s-a greșit atunci când s-a corect bugetul. Opiniile contează, vom ține cont de ele, indiferent că sunt de la simpli cetățeni, de la adversari politici, de la colegi de Consiliul Local, de la alte persoane și personalități. Suntem într-un an bugetar deosebit de dificil, pentru că, așa cum am mai spus și știți cu toții interesați de acest fapt, de ce se întâmplă în orașul nostru, că este un an dificil din punct de vedere bugetar, pentru că în acest an se desfășoară în orașul nostru cele mai mari și cele mai multe investiții de când, cel puțin după 1989. Este un an greu din punct de vedere bugetar, pentru că primăria trebuie să facă un efort deosebit, un efort bugetar deosebit, pentru a finanța, pentru a cofinanța proiectele care sunt în derulare. Și am să vă spun câteva cifre. Pentru baza de agrement, unde contribuim cu 50%, datorită faptului că este un proiect aducător de venituri, nu cum spun alții pe la televizor, este un proiect aducător de venituri și de aceea se cofinanțează cu 50%, nu că am fi noi mai slabi sau printre alții care au fost, primăria trebuie să cofinanțeze cu 14.540.860 de lei. Bani care nu se mai întorc, deci sunt cofinanțări. La blocuri, pentru cele 40 de blocuri care sunt în curs de perfectare a documentațiilor de execuție, primăria trebuie să participe, să cofinanțeze cu 9.717.960. De asemenea, cofinanțările cu 2% la proiectele, celelalte proiecte, la Zăvoi 273.790, la podul peste Ori 214.920, la Pasaj a mai rămas de cofinanțat 126.470, la zona centrală 2% din valoarea proiectului, 1.077.160, la Hobari, de asemenea, un rest de 5.280 de lei, proiectul fiind pe terminate. În total, alte cheltuieli neeligibile, în total 29.065.950, adică 300 de miliarde de lei. Pentru aceasta, pentru a ne lua măsuri, încă din luna noiembrie, în Consiliul Local am aprobat demararea demersurilor pentru contractarea unui credit de 20 de milioane de lei, dar așa cum o să vedeți în disertația pe care vă o vom prezenta, veți vedea că avem un fond de rezervă de 16 milioane de lei, ceea ce înseamnă că ne-am luat măsura în situația în care nu putem să contractăm acest credit, pentru că gradul de îndatorare al primăriei Râmnicu Vâlcea este foarte, foarte mare în comparație cu alte primării din țară, să putem să cofinanțăm și să nu pierdem banii europeni. Anul acesta pornim cu un buget prognozat mai mare decât anul trecut, datorită influențelor date de repartiția venită de la bugetul de stat, repartizarea de la bugetul de stat, și anume avem de la IVG, de la 61 de milioane, avem anul acesta 72 de milioane 300, de la TVA, de asemenea de la 78 de milioane, avem 93 de milioane. Acestea sunt influențe cu care plecăm și, datorită, să spun foarte clar, se datorează bugetului de stat care ne-a mărit fondurile repartizate. Mai sunt, în cursul anului, vom avea o reglare în timpul anului, pentru că 93 de milioane, datorită creșterii salariilor și alte legi care s-au modificat, privind veniturile, nu avem asigurat, dar în timpul anului, așa se întâmplă în fiecare an, se reglează și trimestrul 4
va fi acoperit.